Bună ziua, dragi cititori! Așa cum vă spuneam puțin mai devreme, deschidem seria, șirul de evenimente culturale, lansări de carte la Salonul Internațional de Carte Bookfest, azi în prima zi de târg, miercuri 29 mai, la standul editurii Herald, cu evenimentul Culisele unei opere, Jurnalul Virginiei Woolf. Eveniment prilejuit de lansarea cărții Virginia Woolf, Jurnalul unei scriitoare, volum autobiografic apărut în colecția Autobiografia editurii Herald. Invitații noștri din această după-amiază: Svetlana Cârstean, scriitoare, doamna Anca Irina Ionescu, traducătoare, a tradus multe volume, multe cărți în colecția Autobiografia, de asemenea și Jurnalul Virginiei Woolf, domnul Ion Bogdan Lefter, profesor universitar la Facultatea de Litere din București, critic și istoric literar, și nu în ultimul rând, colega mea, Luisa Aneac, coordonatoarea colecției Autobiografia. Aș vrea să-i dau ei cuvântul prima dată să ne spună câteva vorbe, câteva cuvinte despre importanța acestei colecții, colecția Autobiografia, în portofoliul editurii Herald. Cu siguranță va aminti și câteva titluri care cumva prin analogie au legătură cu zona literară, pentru că vorbim despre Virginia Woolf. Au mai apărut în această colecție biografii ale unor personalități literare celebre, dar și din zona de știință și nu numai. Luisa? Mulțumesc, Sorin! Bună seara tuturor! Vă mulțumim că sunteți alături de noi și fiind primul eveniment din prima zi a târgului, într-adevăr, cred că ar fi foarte potrivit să vă spun câteva cuvinte despre colecțiile, portofoliul editurii Herald. Colecțiile editurii Herald se adresează sau vin în întâmpinarea căutării pe care omul contemporan o are, aceea de a-și descoperi propriul sine, de a-și răspunde la întrebarea cine sunt eu, dar și de a găsi răspunsuri la marile întrebări ale spiritualității. Găsim în portofoliul editurii Herald colecții, cum ar fi cele care se referă la spiritualitatea creștină, spiritualitatea din spațiul islamic, dar și tantra, zen, șamanism, bineînțeles să avem și cărți de psihologie, de filozofie, colecția cultură și civilizație și această colecție, Autobiografia, este un fel de a veni în întâmpinarea acestei căutări prin poveștile scrise la persoana întâi ale unor mari personalități care au marcat istoria. Astfel vom găsi autobiografii ale unor mari politicieni, cum ar fi Winston Churchill sau Benjamin Franklin sau Mahatma Gandhi sau chiar Ecaterina cea Mare, iată, mai departe în istorie, dar și scriitori, cum ar fi Lev Tolstoi, Mark Twain, Victor Hugo, și din altă sferă, de exemplu, autobiografia lui Nikola Tesla, autobiografia lui Freud, a lui Darwin. Așadar, există o arie largă de acoperire, ca să zic așa, în ceea ce privește istoria la persoana întâi a marilor personalități ale lumii. Și iată acum autobiografia Virginiei Woolf, care de fapt ceea ce este special și ceea ce este deosebit la această autobiografie este că ea de fapt nu este autobiografia unei persoane,
ca urmare a selecției pe care a făcut-o soțul Virginiei Woolf din cele numai puțin de 26 de jurnale, de caiete din jurnalul Virginiei Woolf pe care ea l-a ținut de-a lungul a 27 de ani. Aceste fragmente pe care le-a selectat, le-a selectat după criteriul notițe legate de opera scriitoarei. Adică, bine, Leonard Woolf, soțul Virginiei Woolf, avea o concepție aparte în ceea ce privește jurnalul. El considera că jurnalul este un fel de caricatură. Niciodată nu scrie în jurnal absolut totul sau, mă rog, foarte puțin lume scrie tot și foarte fidel viața lui și ceea ce îi se petrece în jurnal. În jurnal scrie atunci când ai o stare, când ai o nevoie. De aceea, citind un jurnal, poți să crezi ceva despre acea persoană care nu este neapărat în totalitate adevărat despre ea, exact ca o caricatură care accentuează anumite trăsături de personalitate ale acelui a care îi se face această caricatură. Așadar, Leonard Woolf ne îndeamnă să privim această autobiografie având în minte această comparație și să-l tratăm ca atare. Notițele din acest jurnal sunt destul de lapidare. Virginia Woolf era o scriitoare foarte prolifică. Ea nu avea timp să stea să scrie comentarii clare, deci să nu ne așteptăm în acest jurnal să citim în stilul în care ne-a obișnuit în romanele ei și în scrierile ei. Ea, de exemplu, uite, chiar aș vrea să vă citesc un pic ce spune ea despre cum scrie. Zice: stilul lui bolovănos și necăutat, adesea atât de negramatical și care parcă țipă că un cuvânt trebuie să fie schimbat, m-a cam izbit. Încerc să spun sinelui meu, care va citi acestea de aici înainte, că știu să scriu mult mai bine și să nu zăbovească aici și să interzic să lase un loc de bărbat să-l vadă. Asta e iarăși o altă poveste, dar vorbim mai încolo. Așa, iar acum aș putea să adaug și micul meu compliment, în sensul că are nonșalanță, dar și vigoare și umor lovește pe neașteptate chiar la țintă. Deci, ea scrie despre, practic, ce avea ea în minte atunci când scria o anumită carte. La ce se gândea, cum erau personajele, ce anume a inspirat-o să scrie în felul respectiv, modul în care, deci chiar modul în care scria era analizat, dar foarte lapidar totuși, așa. Și de asemenea sunt foarte multe notițe despre scritorii care erau contemporani cu ea și adesea critice și, bineînțeles, mici decupaje din societatea și din epoca respectivă. E o invitație să descoperiți acest univers și, și mai este încă ceva foarte drăguț. Reacția pe care o avea ea în fața criticilor spune că nu pot să mă așez să scriu nelăudată. Nelăudată nu pot să scriu. Dar chestia asta mă ține vreo jumătate de oră pentru că totuși ea nu putea să stea fără să scrie. Și până la urmă, da, era foarte, foarte mult afectată de reacțiile publicului și ale criticilor, dar dincolo de asta nu putea să renunțe la acest foc interior care era nevoia ei de a crea. Mulțumim, Luisa. Anca Irina Ionescu, prin ce este acest jurnal, hai să spunem, sau care este valoarea lui, nu doar valoare literară sau autobiografică, de ce este el atât de important și de valoros în sine? Eu cred că, da, această colecție despre care a vorbit prietena și colega mea, doamna Luisa Leal,
am contribuit mai mult și am reflectat mai mult asupra ei și cred că cel mai bine s-ar potrivi, printre alte nume, colecția jurnalelor oamenilor frământați. Toți acești scriitori pe care i-a adus în atenția noastră editura Herald în această colecție, pe care trebuie să spun că eu am inaugurat-o cu Tolstoi, sunt niște oameni foarte frământați, nesiguri de ei, se caută pe sine, cine sunt eu? Cel mai des își pune această întrebare marele Tolstoi, care are foarte, foarte multe neliniști și le-am cunoscut, în special din această spovedanie a lui, o scriere absolut extraordinară, dar și celelalte că sunt tot așa niște jurnale, iar aici, pentru că ați întrebat ce înseamnă și ce importanță are un jurnal, jurnalul este confesorul, este locul în care autorul și oricine altcineva poate fi el însuși. De regulă, jurnalul nu trebuie confundat cu memoriile. Memoriile sunt scrise după ce ai trecut prin diverse experiențe, din ceea ce a reținut memoria, anumite evenimente, de obicei cele plăcute, pe când jurnalul scris sub imperiul momentului. Este folosit în psihoterapie uneori pentru tocmai din acest motiv. Sunt cei care au anumite tulburări psihice, sunt sfătuiți să scrie, să țină un jurnal. Dar în cazul acestor mari scriitori și mari oameni de stat, Churchill a fost și scriitor, a fost laureat al Premiului Nobel, dar cred că a rămas în primul rând ca om de stat în istoria noastră. Acești oameni simțeau nevoia în momentul respectiv să-și împărtășească gândurile. Cum spunea colega noastră, sigur, în jurnal nu scrii tot timpul. De cele mai multe ori scrii când ești nefericit, când ai un necaz, când ești vesel, stai la chef cu prietenii, bei un pahar de vin și nu te duci să scrii neapărat în jurnal sau menționezi o singură frază. În ceea ce privește pe Virginia Woolf, ea a fost prin excelență o frământată, știți probabil că s-a sinucis, a avut o copilărie și o adolescență absolut nefericite, nu menționăm aici amănuntele acelea care până la urmă au marcat-o pentru toată viața și au dus-o la sinucidere, 3 încercări, dintre care a treia a fost reușită, dar o persoană care are astfel de tendințe nu se poate să nu și le exprime cumva și în opera literară. Iar o scriitoare atât de mare, considerată una dintre cele mai mari scriitoare britanice a secolului al XX-lea, era totuși extraordinar de nesigură de ea. A spus că nu putea să scrie nelăudată. Păi tuturor ne place să fim lăudați, nu? Cui nu-i place să îi se spună că uite ce treabă bună ai făcut, chiar și un instalator spui, da, ai făcut o treabă pe cinste. Sigur că laudele ne stimulează. Dar ea era extraordinar de nesigură și din acest jurnal reiese exact această nesiguranță. Cărțile ei se vindeau într-un număr, aș zice eu, impresionant de exemplare, 8.000 pentru vremea aceea, mai ales dacă fac o comparație cu unele tiraje de samizdat pe care le avem noi la editura Universității din București, de exemplu, unde scoatem cărți în 50 de exemplare, da? 8.000 de exemplare date înainte de apariția cărții, mi se pare un succes incontestabil și totuși ea spunea, dar oare am reușit? E bună cartea? Și ceea ce este într-adevăr uimitor este că cel mai mult o impresiona părerea soțului. Deci nu contează că critica a fost de acord și revista m-a lăudat, dar oare Leonard ce spune? Lui o să-i placă? Da, m-a lăudat, dar poate că m-a lăudat mai așa pentru că știe că mie îmi place să mă laude, dar de fapt lucrarea nu e chiar așa de bună cum ar putea să fie. Pe de altă parte, ceea ce mie mi s-a părut absolut remarcabil este că spiritul britanic, ordonat și meticulos, se vede și aici. Pot să citesc și să dau un citat. Ea își număra, nu știu cum făcea, dar își număra semnele și cuvintele pe care le scrisese. Ceea ce noi acum facem, da, număra cuvintele, dar este extraordinar spiritul acesta britanic. Noi spunem că britanicii sunt punctuali, dacă spune că vine la ora 7, la 7 e acolo. Însă se vede în toată educația ei și aici. S-a părut edificator acest citat și o să-mi permit să vi-l spun.
să vi-l citesc. Deci, despre arta scriitorilor, despre cartea ei, este bună, nu e bună, asta eu nu pot spune, este închegată, părțile se îmbină una cu alta, mă pot măguri că este bine construită și că este un tot, asta la sfârșitul unei lucrări care a avut mare succes. Ei, mai este încă mult de făcut, mai trebuie să comprim, să subliniez, să dau pauzelor efectul dorit, la fel și repetărilor și să continui. În această versiune are 797 de pagini, să zicem că fiecare are 200 de cuvinte, înseamnă în mare 157 de cuvinte, hai să zicem 140.000. Da, are nevoie de cizelare, de câteva locuri mai ascuțite și de accente. Iată cât de meticulos lucra, ea își bătea, îi se băteau la mașină lucrările, întâi le scria ea la mașină, părmă le dădea la o dactilografă, părmă le corecta singură, corecta toate șpalturile, absolut totul făcea singură până la ultimul moment. Dar interesant este pentru ea această frământare, niciodată nu era sigură că e bine, deși erau lucrări care se vindeau atât de bine. Da, da, Leonard, oare ce zicea? Leonard n-a fost mare scriitor, nu s-a remarcat în literatura britanică, nici măcar ca critic literar. Dar ea era tot timpul, oare ce va spune Leonard? Asta este foarte interesant, cel puțin pentru mine, o forță a literaturii epice britanice, care este atât de frământată de acest aspect. Poate și din cauza că în epocă totuși femeile nu erau luate în totalitate în serios. Sigur, se trecuse de epoca lui George Eliot și în care trebuia să, sau mă rog, erai pus în situația să-ți pui un pseudonim de bărbat ca să fii luat în serios. Totuși ea era foarte afectată de faptul că era femeie și întotdeauna scrierile bărbaților erau mai prețuite și abia apoi cele scrise. Da, asta este, asta înseamnă avantajul de a fi femeie. Mie nu mi-a părut niciodată rău că sunt femeie. Suntem în altă epocă, da, într-adevăr. Dar ea, într-adevăr, a trebuit să lupte, a fost printre primele feministe și a fost susținută aici de toată familia, într-adevăr. Pe de altă parte, cred că literatura britanică și cultura britanică abundă de femei care s-au remarcat. Literatura britanică fără femei ar fi foarte săracă. Mulțumim, doamna Anca Irina Ionescu. Virginia Adeline Woolf s-a născut pe 25 ianuarie 1882 la Londra. Este educată acasă de tatăl său, Sir Leslie Stephen. La 13 ani își pierde mama și are prima dintr-un lung șir de depresie. Virginia Woolf, așa cum s-a spus, una dintre personalitățile de marcă ale secolului 20, stilul inovator al operelor sale, influențând generații întregi de scriitori. Svetlana, putem vorbi la Virginia Woolf despre scris ca terapie, pentru că dacă știm din surse și din autobiografia ei, nu a avut o copilărie foarte, foarte fericită. În volumul pe care, înainte de eveniment, eu ți l-am arătat la standul nostru, în volumul lui Alice Miller, carte publicată în colecția Parentaj la editura Herald, este un capitol în care Alice Miller vorbește despre Virginia Woolf și vorbește despre faptul că în pubertatea, adolescență, ea a fost abuzată sexual de cei doi frați vitregi, Toby și Adrian parcă. Același lucru s-a întâmplat și cu sora ei, Vanessa, care a putut să confirme lucrurile astea, pentru că la un moment dat Virginia Woolf s-a aflat într-o fază de negare a realității. Ne ducem și în zona aceasta psihologică a personalității literare, pentru că la un moment dat ea a luat contact cu opera lui Sigmund Freud și a fost influențată și mai mult rău i-a făcut citirea sau lecturarea operei lui Sigmund Freud, pentru că mai mult a bulversat-o și a devenit mai nesigură de ea și mai confuză. Da, nu știu dacă o să îmbrățișez neapărat calea asta a psihocriticii, cum se numește. Astea sunt niște presupuneri pe care noi, de la foarte mare distanță, de toate felurile și în timp și
ei le putem face. Nu știm niciodată cât este terapie și cât nu este terapie în faptul că un om scrie și publică și are forță ca scriitor. Mi se pare că scrisul e atât de important pentru ea și atât de în ființa ei, încât nu mai are importanță dacă e terapie sau nu. Sigur că Virginia Woolf s-a sinucis și asta deja, adică povestea e închisă din punctul ăsta de vedere. Am văzut că scriitoarea pe care o invocați, psihanalistă, spune că dacă ar fi avut nu știu ce fel de mentor sau de îndrumător sau de psihanalist, nu știm. Habar n-avem și nu știm. Sunt și
asta. Ea nu vrea ca un bărbat să-și arunce privirea în bolovănișul și fragilitatea acestui bolovăniș, care e lăsat să se vadă, cum spuneam, în jurnal. Și iată că ironia este că tocmai el face asta. El este mult mai burghez, mai neliber decât ea, după părerea mea, și se vede în introducerea și în justificarea lui cum a ales să fie totul bine, să nu compromită imaginea, să nu compromită scrisul, să nu aia, să nu ailaltă. Foarte precaut în felul în care el percepe literatura și scrisul. Aș mai spune că mă bucur că acest jurnal reapare acum, când tot în acest an, poate nu mă înșel, oricum nu a trecut un an, încă de când a apărut la Bed Bath & Books, o carte pe care, iarăși, e minunat să o citim împreună cu asta, mi se pare că merg excelent împreună. Este vorba de o carte celebră a Virginiei Woolf, O cameră doar a ei, care este, de fapt, o conferință, este rezultatul unei conferințe în care e cel mai important manifest feminist valabil și în ziua de astăzi. O cameră doar a ei, ce înseamnă, apropo de Leonardul și de jurnal, jurnalul, credeți-mă, îl consider că este camera doar a ei, a Virginiei Woolf. Este camera aia în care o femeie se retrage ca să scrie, în niște timpuri unde nu e ușor pentru o femeie să scrie, să-și pună numele pe o copertă. Este camera pe care nu o ai, dar ți-o construiești. Și pe care, până la urmă, poate și alți autori, nu numai femeile, și alți autori, scriitori bărbați și femei deopotrivă, și-au construit-o de-a lungul timpului pentru a definitiva, pentru a desena un soi de loc geometric al intimităților cele mai intime, dacă pot să spun așa. Și aș mai zice că ceea ce e prețios în acest tip de jurnal al Virginiei Woolf este, cum spuneam, că e o anticamera a scrisului, dar ea e conștientă de asta și spune, ea își pregătește și analizează textele, cuvintele, frazele, metodele și mecanismele, spunând, cine știe cine va citi aceste mâzgălele ale mele, dar eu cred că de aici poate voi extrage la un moment dat un lingou. Este un fel de a utiliza jurnalul pentru incipituri, pentru idei, pentru nuclee de scris. E o legătură mult mai intimă decât pare între jurnal și scris și textele ei propriu-zise literare. Și da, exact cum spuneați, jurnalul e cu totul altceva decât memoriile. Nu există cu adevărat o legătură, e asumarea unei efemerități și a unui travaliu permanent. Și ori acum, la sfârșit, o să citesc ultima ei notație, care e foarte interesantă și sfârșietoare în același timp, cu 20 de zile înainte de sinuciderea ei de pe 28 martie 1941. Deci, la sfârșit, putem să... Domnule Ion Bogdan Lefter, putem spune despre Virginia Woolf că este un, hai să spunem, personaj, un personaj atipic în societatea, referindu-ne și la zona aceasta a feminismului pentru care ea a militat și în literatura acelor vremuri? Și asta se poate și argumenta în sens invers, pentru că militantă fiind într-o cultură care prizase cu atribuțiile feminine, n-a fost chiar o deschizătoare de drum, a fost o excepție absolută. Dar dați-mi voie să o iau puțin de mai de departe și să spun că mă bucur că ați invitat din nou să vă însoțesc în continuare în aventura acestei colecții. După târg, pragul verii și pragul iernii, la Bookfest, respectiv la Gaudeamus, de două ori pe an, în ultimii ani am tot avut plăcerea, bucuria să particip la lansări de cărți
comercial, ca să mă exprim așa prudent, în termen de relativ. Altfel, n-ați mai continuat să investiți în cărți bună oară, precum cea de aici, groase. Deci, investiția trage la cântar și la cântarul bancar, nu numai în grame și kilograme și tone de hârtie. E lucru foarte bun cu toate cele care deja s-au spus sau s-au dedus. E o colecție pusă sub semnul autobiografiei, de fapt al autobiograficului. Tipologia de texte incluse aici e de fapt destul de diversă. Sunt și autobiografii în sensul scrierilor memorialistice, să le spunem mai asumat literare, sunt și autobiografii în sensul unor rezumate de carieră mai de tip dare de seamă sau curriculum vitae dezvoltat. Sunt jurnale care nu sunt autobiografii, dar intră în acolada aceasta scrierilor personale, cum mi se spune uneori, întregului geniu. S-a strecurat în colecție chiar și o biografie Mahatma Gandhi scrisă de Romain Rolland, deci nu personală, dar despre o persoană într-o aproximație tipologică acceptabilă și profitabilă. Asta e foarte important, profitabilă cultural, intelectuală. Virginia Woolf și jurnalul ei, doamna scriitoare, Writer's Diary, este și mie o carte foarte apropiată. M-am bucurat să aflu adinaur că Svetlana Cristean citea cu plăcere cartea în anii 90, ea e și acum foarte tânără. Eu eram student în anii 70 și chiar am făcut anglistică și americanistică. Și dacă mergem la confesiuni, că tot e vorba despre mărturisiri celebre, în cazul celor colecție, contemporani mai modești, cu ce viitor, în cazul tău cel puțin, Zerlana, deci viitor de aur, autorii noștri de astăzi au, vor avea. Dacă e să fac și o recuperare de detaliu de biografie universitară, studențească, când am dat licența coteză, scrisă în englezește, pentru că eram, mă spun la engleză, despre proza Virginia Woolf și a lui Joyce. În orizontul, să zicem, al modernității, care atunci era la noi târzie, era un neomodernist târziu, începea să se poată noua mișcare postmodernă. Eu venim spre anglistică, unde se lucra serios, teoretic vorbind, conceptual, pe filieră Virginia Woolf, Foster, Henry James, până la Wayne Booth și alții, adică naratologie. Am fost foarte pasionat de proza ei, de romanele Virginia Woolf și de Joyce și de alții. Și am deci eu lecturi vechi și înamorate de această mare autoare. Jurnalul ei, alcătuit, asamblat, selectat, cum s-a spus răsoțul ei, Leonard Woolf, la 12 ani după ce ea se stinsese din viață, după ce își luase viața, e o carte foarte specială din multe puncte de vedere, chiar și dacă pornim de aici, de la alcătuirea ei, de la regia asta editorială, care a presupus parcurgerea de soțul supraviețuitor a caietelor la ceva timp, singur, după ce s-au așezat lucrurile, după ce s-au stins emoțiile și el a putut să facă operația asta. Bun, relațiile dintre ei au fost complicate adeseori, dar sigur, nu era în momentul ăla postul ei soț și operațiunea nu cred că trebuie să-i obișnui mare plăcere în sensul seminătății, dar asta supraviețuitorii trebuie să se ocupe și de asemenea lucruri. Faptul că era făcut selecție din caietele
soția lui a ținut în anumite perioade jurnal, adică mai pe înțeles, în anumite momente ale vieții ei, etapele vieții ei, și-a propus să scrie zi de zi, sau mă rog, unele pauze, jurnal cursiv, reflecție, consemnare cursivă. Dar ea a acumulat în acele multe caiete notații nu toate de felul ăsta, multe dintre ele mai disparate în alți ani în care nu mai ținea jurnal, dar totuși făcea din când în când consemnări, încât caietele respective sunt un fel de caiete atelier de scriitor, de scriitoare. Mai mult decât atât, cum spunea Zvedana, că se întâmplă adeseori, din asemenea notații de atelier, scriitorii pot scoate câte ceva, când și când. Poți de acolo să decupezi un pasaj, ai creionat o situație, ai descris un prieten, te-ai întâlnit cu cineva și ai schițat ceva acolo, un portret. Îți poți aduce aminte sau răsfoiești și redescoperi notații mai vechi și le poți integra în scrierile tale. În cazul Virginiei Woolf, lucrul ăsta se întâmplase amplu, pentru că ea a fost o prozatoare introspectivă, adică o prozatoare de narator și naratoare, pentru că a avut și naratori bărbați în romanele ei, de naratoare și naratori care își făceau introspecția și care uneori aveau statut chiar transparent, nu criptoautorial. Deci, firesc ca o parte din notațiile pe care ea, Virginia Woolf, cu numele ăsta, le făcea în nume propriu în caietele ei de acasă, în caietele ei neștiute, era firesc ca o parte din asemenea notații să le transfere în cărțile de proză, în cărțile ei de introspecție ficționalizată, hai să spunem acum așa. Încât Lena Woolf, când a citit caietele, știindu-i bine cărțile ei, a sărit zonele, nu le-a inclus în jurnal, zonele pe care ea deja le valorificase, le absorbise în cărțile ei. Altfel, sigur, o scriitoare nu numai mare, importantă și tipologic vorbind modernistă, psihologizantă și așa mai departe, dar și o mare scriitoare experimentală, ceea ce nu au fost mulți moderniști, care mai degrabă și-au văzut de psihologismele lor într-un mod uniform, într-un mod constant, într-o rețetă rulată pe spații mari și în multe cărți. În schimb, Virginia Woolf a schimbat rețeta, formula, decupajul, regia de la o carte la alta. A ajuns de la, nu știu, confesiuni de câte un personaj la rotația de voci din valuri, din valurile de The Waves, unde toată cartea este o acțiune de monologe interioare cu numele fiecărui personaj marcat la fiecare sare de ștafetă. Personaje și femei acolo și bărbați. În discursurile personale, introspective ale personajelor ei femei, putea să absoarbă lucruri din ei, din jurnalul ei de autor. E deci o relație foarte interesantă între acest strat al scrierilor Virginiei Woolf, caietele de scriitoare și opera ei de ficțiune, așa cum este ficțiunea modernă, psihologistă, prustiană, să zicem, că dăm referința generică, proză de ficțiune în a cărei transparență întrevezi destul de conturul autorilor, autoare. Jurnalul deci poate fi citit și studiat și s-a întâmplat lucrul ăsta, sigur, pentru că deja Virginia Woolf are acumulată o bibliografie.
terapie critică, exegetică, enormă în cele câte 7-8 litini scurse de la moartea ei. Se poate face asta, deci punerea în relație acestui strat de scriere personală, biografică, jurnal, notații de atelier și opera efectivă, opera știută, publicată de ea, dorită ca opera. În sine, poate citi ignorând lucrurile astea, putem citi o carte și mai ales un jurnal și ținând cont de toate contextele, perfect avertizați în ce privește, nu știu, fundalul de epocă, istorie literară, biografia autorului și așa mai departe, dar putem să citim un jurnal și de plăcere. E un jurnal intelectualist, pentru că Regina Wolf e autoare de această factură, deci nu e un jurnal, într-adevăr, de întâmplări cotidiene, care să te pasioneze pentru că vezi acolo cum era vremea, cum era Anglia, Britania în epoca XYZ. Nu, e un roman de reflexii, de notații de lectură, de mici disperări, tot intelectualiste, tot de scriitoare, de creatoare, care trăia intens. Deci și de mers mai departe și cu colecția. Eu, Bogdan Lofter. Vă rog. Aș pune o întrebare așa de dragul întrebării. Jurnalele acestea sunt într-adevăr foarte importante pentru istoricii literari, pentru cei care rămân în urma scriitorului, ca să le înțelegem opera. Dar eu îmi pun o întrebare etică. Avem noi oare dreptul să publicăm aceste jurnale? Ele nu au fost destinate de autorii lor, privirilor altor persoane. Și noi le publicăm. Întrebarea rămâne. Să vă dau câteva exemple. În 1835, Pușkin se pare că a ținut un jurnal care îl arată cu totul altfel de cum era el în opera poetică. În opera poetică este un scriitor romantic, suav, cu imagini poetice splendide. Jurnalul lui este pornografic de-a dreptul. Editorii au ezitat multă vreme până să-l publice, până s-a spus că e fals. În sfârșit, ideea este oare trebuia publicat, oare sigur că e captivant, s-a vândut foarte bine, a făcut senzație. În același an, exact în același an, în Cehia, o țară mică cu o literatură abia pe cale de a se afirma, s-a întâmplat același lucru. Cel mai mare poet romantic, tot așa, cu imagini, cu stele, cu îngeri, cu lebăda pe lac și mai știu eu ce, lasă în urma lui un jurnal pe care tot așa, care era și criptografia pe de altă parte, era cu un cod, a fost descifrat mai târziu și editorii nu l-au publicat niciodată, cehii nu l-au publicat niciodată, s-au jenat, l-au publicat abia italienii în 1990 și după 90 a fost publicat și în Cehia. Sigur că imaginile celor două personaje, autorul romantic și autorul acestor roman și la Pripis, cred că sunt astfel de probleme, nu? Este cu totul altceva. Oare autorul, când a scris acele gânduri atât de intime, erau destinate și altcuiva? Categoric nu. Și am mai întâlnit un caz. Charlotte Bronte, o scriitoare foarte cunoscută, nu? Și a scris și un roman care se numește Profesorul și care este de dreptul, cum să spun, copilăresc, așa, ca o compoziție de liceu. Soțul ei a găsit de cuvință după moartea ei să-l publice, justificându-se că totuși pentru marea scriitoare să fie publicat și acesta, ca să întregească imaginea. Dar poate că ea n-ar fi vrut să-l publice. Da, o să puteți să ziceți, dar mai vreau să spun, iar Papa Ioan Paul al II-lea, după ce înainte de a muri, a lăsat tot așa o teanc mare de manuscrise, uriaș așa, unui prieten cu recomandarea, fă tu ce vrei cu ele, ori le arzi, ori le publici. Ceea ce mi se pare foarte greu. I-a lăsat o asemenea povară, cum poate altcineva să aleagă din ceea ce a scris, mai ales o asemenea personalitate, și să ardă sau să publice. Da, deci întrebarea ei, până unde putem merge să publicăm aceste
aceste gânduri atât de intime. Din păcate și eu am făcut același lucru, am publicat scrisorile de dragoste dintre bunicii mei, da, s-a avut mare succes, dar după aia am stat să mă gândesc care chiar trebuia să le public, să... poate că nu era cea mai, bună idee, dar a avut mare succes la vremea respectivă și n-a făcut niciun rău. Așa, ca, metod, ca întrebare retorică și așa de să reflectăm. Mă scuzați. Vreau să spun. Când cineva lasă în urmă o operă impresionantă și care marchează întreaga umanitate, nu-și mai aparține lui însuși. Și atunci... Eu aș spune că, bine, de exemplu, bârfele din Pepys sau din alte nu mai au nicio relevanță, nici măcar ce scrie Virginia Woolf, niște detalii despre personaje. Le citim fix ca pe un text de ficțiune. Există un grad de ficționalizare a textului intim în virtutea căruia aceste jurnale sau aceste texte foarte personale sunt. În același timp, noi moștenim tot, de fapt. Există o etică la un nivel mult mai mare. Noi asta facem permanent, în fiecare secundă moștenim și facem, avem o responsabilitate permanentă chiar atunci când nu ne dăm seama. Un caz aparte, de exemplu, a fost un mic jurnal al lui Roland Barthes, Journal de Deuil, cred că se numește, o introspecție. Amintesc de expresia lui Henry James,
muzeu. Am mers cu bicicleta în fiecare zi și am citit istorie. Să zicem că am ales o figură dominantă în fiecare epocă și am scris despre aceasta. Este esențial să fii ocupat. Iar acum constat, cu oarecare plăcere, că este ora 7 și trebuie să pregătesc cina. Porn și cârnați. Cred că este adevărat. Încep să deții controlul asupra cârnaților și a codului dacă scrii despre ei. Asta este definiția jurnalului. Dacă scrii despre, observ că este ora 7 și o să încep intersecțiile. Mulțumesc, Svetlana. Îți mulțumim că ai fost alături de noi. Aici se încheie evenimentul nostru cu Lisele unei opere, eveniment prilejuit de lansarea cărții a volumului autobiografic jurnalului scriitoare Virginia Woolf. Volum autobiografic a apărut în colecția Autobiografia la Editura Herale. Mulțumim invitațiilor noștri că au fost alături de noi. Domnul Ion Bogdan Lefter, Svetlana Crestean, doamna Anca Irina Ionescu și colega mea Luisa Neac. Le mulțumesc foarte mult și pe dumneavoastră vă așteptăm la următoarele evenimente, în următoarele zile, aici la Salonul Internațional de Carte Bookfest, la standul editurii Herald. Mulțumim mult, seară bună!